Un ofițer de la Brigada Mobilă de Jandarmi din Constanța a murit după ce mașina pe care o conducea a intrat sub roțile unui tir. Omul nu a mai avut nici o șansă. Martorii spun că tiristul ar fi încercat să întoarcă pe linia continuă, însă polițiștii verifică și o altă ipoteză. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Marius Nae avea 41 de ani, era căsătorit și avea doi copii mici. Aflat în timpul liber, tocmai plecase de la un popas din Valul lui Traian, unde organizase o petrecere de ziua unuia dintre fiii săi. Voia să meargă să își cumpere țigări când s-a produs nenorocirea. Un conducător auto în vârstă de 41 de ani din localitatea Valului Traian a condus un autoturism pe drumul Național 3 la ieșirea din localitatea Valului Traian, unde a intrat în coliziune cu un ansamblu auto, având direcția de mers dinspre Mufatlar către Constanța. Pe lângă axul drumului, paralel cu linia dublă continuă, las-o jos. Șoferii care treceau prin zonă au oprit și au sunat la 112. Mai multe echipaje de la descarcerare și ambulanță au sosit imediat la locul accidentului. Ne-am deplasat cu o autospecială de descarcerare grea și cu o autospecială cu apă și spumă și o ambulanță tip smurt C. Am găsit șoferul autoturismului încarcerat. S-a deplasat un echipaj cu medic care a găsit un pacient de aproximativ 40 de ani decedat, șoferul autoturismului. Pe numele șoferului de tir a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Polițiștii verifică dacă nu cumva acesta era parcat pe marginea drumului și în momentul în care a reintrat în trafic nu s-a asigurat și a lovit mașina condusă regulamentar de jandarm.